Loves și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt câteva produse pe care le-am primit de la o prietenă din Statele Unite. Este o poveste foarte drăguță și foarte, foarte amuzantă. În urmă cu 6 luni am cunoscut într-un grup dedicat pasionaților de make-up o fată care locuiește în Statele Unite ale Americii și cu care am dezvoltat o legătură din prima clipă în care am vorbit. Am vorbit despre familiile noastre, despre viața noastră în general și așa ușor-ușor ne-am împrietenit. Iar această fată, pe care o cheamă Allison, a fost extrem de drăguță și mi-a trimis un pachet cu câteva lucrușoare pe care noi, din păcate, nu le găsim în România. Câteva lucrușoare pe care eu îmi doream foarte mult să le testez. Bineînțeles că și eu i-am cumpărat ei câteva lucruri pe care de-abia aștept să-i le trimit. Dar până atunci m-am gândit să vă arăt ce mi-a trimis ea mie. Țin să vă anunț că coletul a ajuns după o săptămână și jumătate de când ea l-a trimis, extrem de repede. Asta în condițiile în care mie, de la poșta noastră, mi-au spus că coletul ei va ajunge după o lună, două, cam așa. Dar acestea fiind spuse, vreau să vă arăt lucrurile pe care ea mi le-a trimis. Așa arată cutia și acum o să vă arăt tot ce este în urmă. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este această loțiune de corp de la Bath & Body Works, care arată așa. Este foarte mic, are doar 88 ml și are un ambalaj de drăguț, iar pe spate spune că nu este testat pe animale, ceea ce este un lucru super. Este din, v-am spus, este de la Bath & Body Works și este din gama A Thousand Wishes. Tot din această gamă mi-a trimis și un gel de duș, fiind vorba despre acesta, și de asemenea un spray de corp. Rămânem tot din sfera Bath & Body Works, dar schimbăm un pic gamă și anume asta este gama ce se numește Twisted Peppermint. Asta este gelul de duș care are o vulpe foarte drăguță pe el. O cremă de mâini cu un ursuleț polar și un pinguin și încă un spray de corp. Acestea sunt toate produsele de la Bath & Body Works. Acum voi continua cu cosmetice. Văd aici, la îndemână, am cele trei măscuțe. Mi-a trimis aceste trei măști. Eu ador măștile. Îmi place să le folosesc o dată pe săptămână. Îmi dau senzația că îmi lasă tenul mult mai curat și mult mai revigorat. Iar măștile pe care mi le-a ales ea sunt una cu colagen, aceasta. Una care îți luminează tenul și are desenat, are o poză cu niște diamante aici. Și una care este cu propolis. Mai departe, am două punguțe de la Ipsy. În cazul în care nu știți ce este Ipsy, căutați pe Google. În două cuvinte, este o punguță pe care o primești în fiecare lună, care costă 10 dolari. Și are înăuntru tot felul de produse pe care tu le testezi. Este conceptul după care s-au luat și cei de la Pick & Dezo. Și astfel am primit aceste două punguțe de la Ipsy. Una dintre punguțe este aceasta mov, care are pe ea mai multe monumente importante. Nu știu dacă vedeți voi, dar are turnul din Pisa, are Big Ben-ul, Coloseum și așa mai departe. Iar în interiorul ei se află trei produse. Primul este acesta. Este vorba despre o cremă de față și ochi de la 24/7 se numește. Mi se pare că ambalajul este extrem de drăguț și extrem de elegant și îmi place foarte, foarte mult. Și în acest Ipsy bag am găsit și două produse de la Tarte. Tarte este un brand ce se găsește doar în Statele Unite, care face niște cosmetice geniale, cel puțin din ce am văzut și eu pe YouTube. Și mi-am dorit să le încerc. Și Allison a fost atât de drăguță încât mi-a trimis două produse. Unul dintre ele este un mascara, acesta în variantă mică. Mi se pare de drăguț, are un ambalaj atât de delicat și mic, special să poți să le iei în poșetă. Iar cel de-al doilea produs arată așa ambalajul. Și înăuntru arată așa. Ei bine, e o poveste foarte amuzantă cu acest
produs, pentru că eu puteam să jur că este far de ploape. Dacă vă uitați, are, este o culoare de maro, e foarte, foarte drăguț. Și astăzi, când i-am arătat Alexandrei produsele pe care le-am primit, ea mi-a zis, vai ce drăguț e blașul de la Tarte. Și eu eram, care blaș? Că nu mi-a trebuit niciun blaș. Nu, nu, că ai primit un blaș de la Tarte. Și eram, stai, mai e ceva, n-am văzut eu. Și pe urmă mi-arată că ea vorbea despre ăsta. Și într-adevăr, pe spate scrie că este blaș. Numai că mie îmi place și o să-l folosesc pe post de far de ploape. Sau și pe post de blaș, cine știe. În cel de-al doilea Ipsy Bag, care arată așa. Asta este un graffiti. Îmi place că e foarte colorat Ipsy Bag-ul ăsta. Și îmi place și că aici, nu știu dacă vedeți, scrie Ipsy. Iar în acest Ipsy Bag, hai să vedem ce găsesc. În primul rând este această mască exfoliantă. Nu știu dacă vedeți. Are o culoare gri, cam așa prăfoasă. Ăsta, dacă nu mă înșel, este genul ăla de mască pe care o amesteci cu apă și ți-o aplici pe față și după aia îți mulge toate punctele negre și toate imperfecțiunile. Asta dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel așa cum m-am înșelat și în privința bronzerului. Dar o să-l încerc și o să vă spun exact cum se folosește și ce face. Și de asemenea mai este și acest creion de la Stila. Stila este un brand pe care îl avem și noi în Europa, dar produsele sunt destul de scumpe. Eu am avut un rujat de la ei. Și acum am lăsat pentru final produsele de care sunt cel mai încântată. Trebuie să recunosc că eu i-am spus să mi le cumpere. M-a întrebat de nenumărate ori ce mi-aș dori și i-am spus că cel mai tare mi-ar plăcea să testez rujurile de la Colourpop. Și atunci m-a lăsat pe mine să-mi aleg culorile. Mi-am ales inițial alte culori, numai că nu erau pe stoc și ar fi trebuit să aștepte foarte mult după ele și aș dorea să-mi trimită pachetul să-mi ajungă înainte ca eu să plec în vacanță. Așa că mi-am ales alte două culori. Așa arată cele două rujuri de la Colourpop. Îmi plac foarte mult ambalajele, sunt albe, aici au chestia asta roșie și scrisul este cu argintiu. Și hai să vedem ce am ales. În primul rând am nuanța Scrooge, așa se numește. Mi se pare extrem de drăguț faptul că aici scrie Made with Love in the USA. Este această culoare, nu știu dacă o vedeți voi foarte bine. Nu știu cum să o descriu, este între vișiniu și mov închis. Problema este că pe buze se vede foarte închis, adică dacă aici apare o culoare cât de cât deschisă, pe buze îl port și în momentul de față, vedeți că este închis, nu este ca în sticluță. Iar cel de-al doilea este nuanța More Better și este și mai închis decât primul. Primul eu credeam că o să fie două rujuri extrem de roșii, portocalii de vară, așa, dar sunt foarte închise, sunt mai degrabă nuanțe de toamnă acestea. Deși nuanțele sunt de toamnă, mă bucur foarte mult că lucrurile stau așa, pentru că știți foarte bine că eu am foarte multe rujuri mate roșii. Și cu ocazia asta ies și eu un pic din sfera mea și din zona asta de confort. Și în continuare vreau să vă mai arăt încă un lucru pe care ea mi l-a trimis. De data aceasta nu vorbim despre cosmetice, vorbim despre o bluză. Mi-a trimis această bluză absolut superbă. Este o bluză roșie, asimetrică, nu știu dacă se vede că în față este mai scurtă decât în spate. Iar pe spate arată așa. Este o bluză divină. Nu pot să cred că o persoană care nu m-a văzut niciodată, m-a văzut în câteva poze, a reușit să-mi nimerească măsura și să-mi trimită ceva care îmi vine ca turnat. Deci nu credeam că este posibil așa ceva. Am pus-o pe mine și zici că a fost comandată la croitor special pentru mine. Și mă bucur foarte tare. Ei bine, astea au fost produsele. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, ce părere aveți de povestea mea cu Alison, de modul în care ne-am împrietenit, de toate lucrurile acestea. Și dacă voi ați fi avut curaj să trimiteți unei persoane pe care nu o cunoașteți niște lucruri atât de frumoase. Acestea fiind spuse, noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip și v-am pupat! Pa!